Salut, suflet simpatic! Mă bucur că ai revenit aici pe canalul meu sau dacă ești pentru prima dată aici, îți spun că te salut cu mare drag, apreciez că ai dat click pe video meu și să mă prezint. Eu sunt Madalina. Iubesc hainele, shopping-ul second hand, am și un magazin de acest gen în orașul în care locuiesc, iar astăzi m-am gândit să continui în aceeași temă a ultimului video pe care l-am postat pe YouTube, să vă arăt ce chestii drăguțe poți să găsești într-un second hand mai mare sau mai mic sau chiar aici la mine dacă o să vii vreodată. Și, apropo, te aștept cu mare, mare drag. Deci, mă, dacă ești curios să rămâi, să crezi la video, dacă nu, are rost. Să crezi la tot video după care să-mi dai un... Deși că faci ce vrei și cum vrei, dar zic, numai zic, n-are sens și n-are rost să-ți pierzi câteva minute din viața ta și după să faci ceva negativ sau răutăcios. Deci... Știi ce e super fain la magazinele cu haine second hand? Că, indiferent dacă ești o persoană ce preferă mai mult hainele astea, modelele mai actuale, ori cauți chestii mai vintage, într-un magazin cu haine second le găsești pe ambele. În general. Eu nu zic așa e chiar în toate magazinele de acest gen, dar în general cam asta se întâmplă. Poți să intri liniștit într-un SH dacă ești un știu eu, doritor de vintage-uri sau ești în căutare de haine actuale ieftine și frumoase, liniștit. Am aici și câteva exemple. Nu o să vorbesc, am să și exemplific astăzi. Una dintre obiectele vestimentare pe care le poți găsi într-un magazin cu haine second, de exemplu, o cămașă, model mai vechi, să-i spunem așa, nu neapărat vintage. Vintage înseamnă, după cum bine știți, o istorie în spate, are câțiva ani pe planeta asta. Probabil că nu-i o cămașă vintage asta, dar în orice caz e un model mai vechi. E o cămașă, un croi pe care bunicile noastre, mamele noastre îl purtau pe vremuri foarte mândre, ca și cum... Acum eu vă arăt random așa câteva chestii. O cămașă de genul ăsta care, hai să fii serios, uite diferența. Se vede clar că este un model mai actual. Aici poți să-i faci o fundiță, are detaliul ăsta aici la mânecuță, mă rog. No, asta e mai actuală și modernă dacă tu ești o persoană de genul ăsta și asta cauți. E posibil să găsești chestii de genul. Iar dacă ai chef să faci combinații, opa, interesante cu haine mai vechi și ești în căutare de lucrușoare gen vintage, găsești și așa ceva. No, chestia asta mie mi se pare super tare, super tare la second. Eu dacă ești cumva curios, ești genul de persoană care e super bucuros atunci când găsește lucruri un pic mai vechi sau, cum să spun, place să aduc în lumina zilei hainuțe mai interesante, din punctul meu de vedere interesante, adică mai vechi și să le actualizez cu accesorii din zilele noastre. Nu știu, dacă acum să merg acolo cu curea cu anume cataramă sau, nu știu, să super în vogă ceva bocan și, nu știu, de la ce firmă sau, mă rog, știi ce vreau să spun? Eu această cămășuță aș purta-o chiar dacă mi-e mai mare, chiar dacă mi-e cu câteva numere mai mare, aș purta-o cu o pereche de blugi scurți cum am acum pe mine, de exemplu. În talie mi-aș pune o curelușă pe care H&M, o cataramă de faină, nu am să vă arăt, dar ca idee cred că știi ce vreau să spun. Și poate cu niște bocanci de la Moja, super tari și trăznet mega actuali. Dar cămașa îi mai veche. No, mie combinațiile astea îmi plac foarte mult și asta caut de obicei când mă duc în second-uri. Într-adevăr, îmi mai las și eu chestii mai actuale, să spun așa, dar no, mie asta îmi place mai mult. Asta mi se pare super fain și mă scuzați că mă repet sau mă bâlbâi sau nu știu ce să zic câteva secunde. Asta e, nu meditez videourile foarte mult, după cum bine știi probabil, ori dacă nu ai aflat acum. Bun. Ideea asta, ideea acestui videoclip. Am vrut să îți arăt că poți să-ți găsești într-un magazin cu haine second atât haine mai actuale, cât și haine mai vechi.
Depinde ce fel de persoană ești, dar cu siguranță un CH îți va satisface nevoile din acest punct de vedere. Într-adevăr, nu tot timpul găsești chestii la second și asta știi iarăși destul de bine dacă mergi destul de des în astfel de magazine. Uneori ești cu brațele pline, îți găsești un miliard de lucruri super faine și interesante, alteori n-am găsit nimic. Dar, în general, găsești chestii foarte, foarte ok și merită să faci cumpărături din SH-uri. Chiar e super, super fain. Da, și cam asta a fost ideea mea. Pe lângă multe chestii despre care m-am vorbit în video trecut, treaba de astăzi, iarăși, e una foarte, foarte importantă de care merită să țineți cont. Dacă vă interesează. Dacă nu, treaba voastră. Eu nu m-am zis. Vă pup și dacă ți-a plăcut video-ul ăsta, da acolo un like, dacă nu, cum s-a spus, faci ce vrei. Ce vrei sufletul tău. Te pup. Asta nu e nici cea mai actuală haină, dar nici cea mai vintage. E o chestie clasică, s-a purtat, se poartă și acum și, uite, poți să găsești într-un magazin second hand așa ceva. Cămașa asta tare mult îmi place mie. E destul de veche, se spune așa, un model mai vechi, dar o poți actualiza, cum s-a spus, cu anumite accesorii, ori, ca să arate mai interesant, o poți lega în talie, cam așa ceva, ori o poți băga un pic în pantalon și nu te gândi la prostii? Arată bine și așa, dar mie mai mult îmi place lăsată așa desfăcută, peste blugi, peste o bustieră drăguță. Bineînțeles, eu n-am cea mai potrivită ținută astăzi ca să o port, dar așa ca idee, super drăguță. Poți găsi și chestii mai interesante, cum ar fi rochea asta. E un pic mai grosuță, merge purtată toamna, iarna mai degrabă. Dar nu, e ceva mai deosebit. Mie îmi place tare mult. Apropo, dacă ai vreo prietenă, cunoștință, care lucrează în Baia Mare la Bizo și poartă mărimea M, să-i spui că am ce caută. Rochii de astea poartă toate doamnele care servesc acolo. Ce spui de sacoul acesta? Mie îmi place tare mult. No, de exemplu, în second-uri găsești modele diferite de sacouri, chiar dacă sunt un pic mai măricele decât mărimea pe care tu o porți, arată foarte bine luat așa numai în spate, peste umeri. În SH-uri de obicei găsești sacouri faine, să știi. Chestia asta atât de drăguță, doamne feri! Era tare bine dacă aveam un maion negru simplu pe sub, dar ca idee, uite-te tu ce chestie interesantă și simpatică. Așa, e luat peste un alta. Din spate arată mai bine la ținuta mea de astăzi. Nu contează câți bani ai cheltuit pe haine sau de unde le-ai cumpărat. O haină nu trebuie să fie scumpă ca să arate bine. Important e să știi să le porți, să le combini în așa fel încât să arate perfect. Și cel mai important lucru e atitudinea pe care o ai atunci când alegi să porți o anumită ținută. Vă pup!